că sunt la lista de cam o chestie oară pe care am văzut-o noi pe YouTube. E bine, trebuie să acoperim tot Tilted Towers-ul cu niște bouncere. Doar că noi n-am făcut asta pe Playground și am făcut-o pe creativ pentru că sunt foarte leneși. Da, bun. E bine, hai să începem acest minigame, dăm Star Game. De când o Star Game, să văd dacă-s băgate setările. Vintem on, trebuie să vintem off, așa. Dăm apply, bun. Dacă s-au pus, da. Și dăm Star Game, jucăm astăzi cu un coleg. De-al meu, nu vorbesc pentru că vorbesc cu el la telefon. Și jocul a început. Avem, stați așa, că am uitat să bag niște statii. Am uitat să bag niște setări mici. Dance, deci sau primul. Vreau să pun niște setări de minigame. De drumul la minigame. Așa. My Iceland, game settings, empty shields, uitați aici unde am pus. Până acum. Empty shields, full shields. Invincible, trebuie să pun invincible. Bă, nu mai omoră, nu mai dau mie. Trebuie să dau apply prima oară pentru că nu vreau să uit. Și aici vreau să pun pe noon și gata, Star Game. Și jocul începe. Avem niște hunting-uri aici, care sunt infinite. Hai să începem. Radule, să începem. Eu mă pun undeva, pune-te și tu undeva. Hai și începem la și 40, la și 30 fix începem. Bun, gata, începem. Hai, mărești. Te aud că ești pe aici pe undeva. Mă, e foarte mare amețeală că vezi numai albastru, știi, asta te... Avem voie cu glider, avem voie cu glider, da. Și în copaci avem voie să stăm. Unde te-ai plecat, radule, ia zi. Păi hai în mijloc, să mergem să ne batem în mijloc. Hai, vino. Unde ești? A, e ce? În spatele tău. Hai! Hai, vedeți să-mi facă stejan. Hop! Oh! Oh, e ca cât de tare. Ok, asta o să fie mai complicat, vreau să stau aici. Putem să stăm pe chestiile astea, avem voie. Eu sunt aici, la cum era în Tilted, la mașinuță. Aoleu! Oh my god, vreau să vă arăt cât de bun sunt eu la sniper. Scuze, din greșeală, n-am vrut. V-a dat un hit. Și încă unul. Aaaa. Atâția. Stai atenți la băiatul vostru. Dă hit cu domnul Radu. Credeți să îmi fac spune slantele. Oh, Radu mai are 24 HP. Ia vină cu ce Radule, dar ce pleci. Se frică. Oh my god! Deci am deja un kill! Super, deci am început în forță. Nu știu de ce joc cu domnul Radu, dar n-am avut cu cine astăzi să joc. Nu știam cu cine. Ia hai să vedem unde este el. L-aud pe undeva pe aici. L-aud. Aulă! Salut! Mamă, ce era să te dau. Da, e că am pus din greșeală gliderul. Trebuie să scot gliderul din deploy, nu? O, Radu! Aaaa! Ce prost, mă! La fereală! Trebuie să facem ce chestia, fac ce?
Mama, nu este ca tiltetul normal, știu, n-am spus și eu ce am putut. Fuck! Deci ce este? The floor is lava, vorbesc serios, mă. Oh my god, ce era să te dau? Nu! Era să te dau! Bun! Bun! Mamă, mai am 100 viață și 10 HP! Așa. Așa, bun, hai să începem, Radu! Ok. Radu nu zice absolut nimic, ca să știți. Doar se enervează că l-o moară asta. Ce? Nu, oamenii nu te aud, pentru că noi vorbim la telefon. Hop! Și chiar dacă vorbeam în joc, nu ne auzeam, că vedeam Star Game. Înțelegeți? Una, două, și trei. Vedeți să nu strici tilte tu. Că ne-am chinuit la el. E, fugitorule! Ha! Ba, dar putem să zicăm una, fal două. Ia de ce să fac radele. Mă, pe harta asta trebuie să o păstrez neapărat. Da, exact, mă joc cu prieteni. Eu sunt aici la parcarea din... De azi eu sunt în mijloc. La Clock Tower mă duc acum. Gata, la Clock Tower. Aproape. Gata, la Clock Tower. Te-am văzut. Oh, uleu, am să-i cam ieșit. Ce faci acolo, Radu? Ha! Te-ai fugit, nu? Dacă vreau să recarg toate armele. Aoleu, dar asta încă fac. Băi! Ia, lasă-mă, că stau și eu încă pot. Băi, ce faci? Salut! Aoleu! Mă fug de aici. Hop! Aaa, pic pe lângă mă. Mamă, dacă îți dădeam un cap... Mamă! Aici tu un kill, bravo! Mamă, ce căpățână de pro! Nu-i rău, not bad! Ok, unde e? Sa! Ok, am vrut să fac și un hit. Sa! Da, vreau și un cap. O victimă vreau și eu. Că cea victimă ești tu. Ha! Uleu, nu mai am glante. Bun! Mamă, dacă băgam și heavy sniper, era... Opa! Am și ping, într-adevăr, am și ping. Eu pot să stau aici. Oh my god, unde stau? Dacă tu știi unde stau... Eu stau aici. Aolea. Ideea e că pot să-și construiesc, că... Dacă ești undeva unde nu poți să mai ești, poți să construiești, adică nu. Haide, unde ești? S-a văzut! Ho! Am dat să-i că tu ești full HP. Pa! Ba, bă! Poate primesc copyright. Ce-i face? Păi n-aveam cum să mai ies de acolo. Unde ești? Nenorocitule! Ce faci? Ba da, păi dar și tu stai acolo. Cum ai că n-am voie dacă și tu stai acolo? Bă, mă moară Radu, băi! Radule! Fii cu minte! Cu minte și las să te omor. O să te zic lui doamna profesoară. Pac! Ha! Ha! Acum! Bă, dar te fac în zândăr, deci te omor. Te fac așa, te tochez. Te calc în picioare, ca să... În fine, nu mai gândesc.
Nu mai contează. Hai, unde ești? Aaaa, ce loc am găsit. Unde ești? What? Ai, mă, mă. Oh my god, nu te cred, erai sus pe Clock Tower. Ce deștept, mă, rău. Dar cum ai ajuns acolo? Wow. E, n-ai voie cu respawn atunci, n-ai voie. Bun! Da, da, nu, da, tu vezi, mi-l sparg și ăsta. Mai trage, gata, am spart. Nu! Bă, da, ai văzut ce ți-am dat-o? No scope acolo. Mama, hai că am o idee. Mă duc aici, pe clădire. Dacă și reușesc, n-am reușit. Și încerc să-ți dau un nou scop de la vreo ceva metri, nu știu. Hai, unde ești? A, te-am văzut, gata. Nope. Trebuie să vă arăt de ce hunting-ul e arma mea preferată. Ok, hai. Nu! Mă, mai ești tu 4 kill-uri acum. Da? Câte ai? 4? Ui, nu, 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 nu! Aoleo, dar nu-mi ies schemele astea. Super. Super mega tare. Super mega tare. Aole, unde ești? Ai, mă, iar acolo. Ia! Mamă, ce rău să dau. Pa! Nu vreau să dau un scop de aici. Am morat, trebuie să plece la engleză. Nu cred că o să mai joace mult. Aude! Oleu! Bravo! Și eu am încercat una. Amu, dar nu sunt stare să dau hit. Asta e, hai că am reușit. Mă, trebuie să fiu mai pro și eu, adică, na. Foarte. Aoleu, trebuie să mă rotesc așa și... Amen. Yes! Mamă, ce truc! Ce truc am făcut! Mamă, că a fost! Mamă, ce tare! Mamă, ce truc! Asta, asta... Zic eu. Asta e. Asta e. Uite-te, top! Uite-ți aici, minte. Unde ești, la Clock Tower? La Tram Tower? Fuck! Mamă, dar vreau să dau un scoop. A mers! Another one, please? Oh, mai... Hai! Aaa, nu pot să-ți dau! Ți-am dat! Ți-am mai dat unul! Vai, nu cred, mai, dar te fac bine. M-am unul. Ce tare e. Deci de asta îmi place mie hunting-ul. Pentru că este foarte, cum să spun eu, elastic. Băi. Nu cred, n-a mers. Vai, și mi-a consumat toate glanțele pe tine.
Dar lasă-mă să mi le reîncarc, măcar. Lasă-mă să mi le reîncarc. Mai am unul, stai. Nu, măi, ce făceam, măi, șmecheria aia. Nu mă gloate. Nu mă gloate, nu mă gloate, nu mă gloate. Banii, banii. Uai, dar tu vii după mine, în continuu. A, uite, n-am pus acolo bouncer. Bun, încă o. Uai, de capul meu, dar mă duc cu 20 HP. Asta e posime. Oh my god, îmi place. Îmi place foarte mult acest hunting. Nu știam că va fi atât de distractiv. Nope. Vezi că mai am 26. 1. Nu, stăteam n-o scop de aici dacă aveam talent. Uai. Nu. 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 Uai. Oricum am sărit dintre studiona. Fuck! Aoleu! Nu! Băi, mai dă de acolo, că n-ai voie! Băi! Na, uite că dau și așa. Ia lasă-mă. Eu mă duc înapoi. Boss. Măcar 30 s-a încărcat. Băi, nu mai... Ah! Nu! 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 Eu am 8 kill-uri, tu? Mă joc aici, n-am nicio treabă. Ui! Ai! Ah! Bun, 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 încă unul la rând. La rând! Mamă, ajutor! Plec de pe hartă! Bun! Mamă, dar ce-i fac, mă, nu, Radu? Ia, Radu, ia, zi ceva, zi ceva, zi ceva. Ce? Mai zi ceva. Alo! Hai că te-au auzit și lumea, zic așa. De chestie. Aaaa, dar ce faci acolo? Oh my god! Dar într-un fel e cam easy să dai hit la o persoană. E cam easy cu hunting să dai hit de la o persoană când e, să zicem, aici și aici. Adică poți să dai destul de easy în un scope. Dar cu heavy, nu. N-ai cum. Foarte greu să dai. Nu! Să dai hit aproape. Oh. Ia că urși acolo.
Hai, ce fugitor! Ha! Pac, pac! Da! Bine! Ok, că mai am 2 minute de filmare. Uleu! Ce aproape eram să dau hit! Băi! Ce tare e harta asta! Cred că e cea mai tare creația mea, care am făcut-o vreodată pe creativ. Bine, rest am mai făcut și curse și parcur și așa mai departe, dar asta m-a tărăt. Băi, n-ai voie să stai acolo! Băi, tu stai acolo că ești mai pro ca tine și că te pot omorâ. Nu? Haide, mă, nu te pot nimeri! Trebuie să-mi reîncarc asta și gata, pe toate le-am reîncărcate. Eu acum, practic, mă prostez rău de tot, pentru că habar n-am să mai dau un timp. Adică nu mai știu cum. Buia! Ia, lasă-mă să fac o mișcare, stai un pic, stai. Mișcarea asta depinde de mine, da? Bine. Da, se duce la engleză, radu-i! Ok, m-am rotit și... Ah. Vreau să fac schema aia cu rotire. Nu! Mamă! Bravo! Ok, oameni, sper că v-a plăcut acest episod. O să mai facem, pentru că îmi place foarte mult. Adică, na, este o idee foarte interesantă. Și cum să te găsesc? Ok, deci cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Am încheiat foarte bine, am încheiat cu un snipe. Noi ne auzim data viitoare, pa, pa. Ne auzim în următorul episod în care deblocăm skin-ul secret la peste 2 ore mai mult. Peste 2 ore avem posibilitatea să deblocăm. Să dăm. Paradu, el se duce la meditații. Ok, Radu se duce la meditații, pa, mult noroc, spor, și învață. Ok, bine, nu știu ce am zis acolo, nu contează. Deci hai să vedem un pic, deci avem 2 ore, am avut până la week 9, deci 2 ore până la week 9, deci vă dați seama ce înseamnă chestia, 2 ore până la week 9, și ghiciți ce o să avem noi aici, o să avem... Skinul secret din Battle Pass-ul acesta, pentru că avem și un skin secret în fiecare sezon. În fiecare sezon trebuie să avem un skin secret și acest skin secret este genial, arată foarte bine, are 4 customizări. Deci e foarte tare, la fel ca Blockbuster, doar că Blockbuster era cu fete, asta este cu Kai Skin. Pe Kai Skin, Kai Skin se schimbă culoare, uitați. Da, în final, contează. Este ca ăsta, să zicem. Ăsta are ăsta normal, după aia, dar stai că ăsta e cu pețe, vreau să fie ceva upgradat. Uite ca Dyer-ul, hai să zicem Dyer. Dyer-ul are așa, 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 așa. Dar nu trebuie să faci cu XP, asta este foarte interesant, ți le dă pe toate dintr-o dată, când iei skin-ul secret peste 2 ore. Și trebuie să fac doar 4 challenge-uri din acest week și sunt foarte ușoare, am ales 4 dintre ele, le știu, am văzut în fișierele jocului care sunt. Și o să facem un videoclip. Deci, mulțumesc pentru vizionare acest video. Ne vedem data viitoare cu skin-ul secret. Pa, pa!